La ultima ședință a Colegiului Prefectural, prefectul Iancu Caracota i-a întrebat pe șefii de deconcentrate dacă au întâmpinat probleme în ceea ce privește restructurarea personalului din instituțiile de stat, numai că tăcere deplină în rândul directorilor. Se pare că reducerile de personal nu i-a pus în dificultate și nici nu le-a creat vreun fel de problemă. Vreau să vă întreb dacă aveți probleme vis-a-vis de restructurările care le aveți de făcut fiecare dintre noastră în instituții. Să înțeleg că nimeni nu are nicio problemă. Ați reușit să finalizați restructurările fără probleme. Asta e bine.